Hai, salutare, că și bine ați venit la un nou episod. Stăm acum efectiv pe jocul Horizon Zero Dawn. Deci, un joc de nota 1000. L-am jucat un pic ca să arăt, am observat că am observat că microfonul e un pic cam ciudat. Și l-am lăsat așa. Am zis că nu se merită, așa că o să trebuiască să luăm din nou story-ul la 11 metri, să zic că, na. Da, l-am mutat de pe high. Nu, de pe very high, de fapt, l-am mutat pe medium un pic ca să arate cât de cât ok. Și hai să începem. Din păcate, numai după ce instalezi jocul, îți apare chiar prima parte. Am avut impresia că ăsta, băi, jocul și pe medium și se vede chiar perfect, deci e next level jocul ăsta, chiar mă încurajez, e pe undeva la 10 euro pe Neba, arată super bine. Am schimbat un pic microfonul, sau de parcă un pic mai clean, dacă am să aud de tot. Și asta e. Nu uitați de butonul de like și subscribe. Aici l-au respins copiii, că, na. Din păcate, nu e una de-a lor, știi, deocamdată. Veniți, haideți cu mine. Da. L-au respins, pentru că, uite, celalți au albastru ăla acolo, ea nu are... Bine, pentru cine știe povestea, uitați-vă înapoi și aduceți-vă aminte de ele. Pentru că vă ajută mai mult decât să dați leak-uri sau chestii de genul. Deci, arată super bine. Stai să fac rapid un thumbnail. Da, aici am picat. Ne-am cam dus. Am picat într-un lagăr. Ceva uitat, pot să zic. Cred că e cu subscripție, nu? Da. Da. Rost. You won't hear me. Mamă, cum arată apa aia, știi? Aici deocamdată încă nu ne arată nimic, că am picat aici în cave, de sus. Păi, da, un pic mai... Looks tight, but I can get through. Ok. Ia, vezi, pe aici a arătat cumva. Da, hai să mergem noi. Pe unde? Pe aici? Da, vă sperați, nu o să vină scary. Și că trebuie să găsesc o cale ca să ies din cave. Acolo nu putem să urcăm. E tot înghețat aici. Tot. Dar o să povestească taică sau, știi? O dead person. Și are treaba asta acolo. O să dăm un pic de skip, că oricum nu mă arată treburile astea. Deci ea și-a luat ăla de aici, de la ureche, îl vedeți bine. Da, trebuie să mă duc pe partea asta. Hai să încercăm. Am jucat înainte, numai cum am zis că am pierdut pe 25 de minute din cauza că nu a fost ok, știi, cu el. Ok, pe unde? Eu? Nu, trebuia în partea cealaltă, dar cred. Nu mai știu exact codul de aici. Ia așa, acum arată ok. Bă, mă scuzați că poate n-am mai fost chiar așa ready cum ar fi pentru livestream-ul și un alta n-am mai prea făcut. Bine, n-a fost o zi sau două, posibil. E o perioadă în care se fac foarte multe schimbări la locul de muncă și avem foarte mult de făcut.
Și ajungând un pic cam târziu acasă, o mică persoană aici, mi-a plăcut foarte mult și aici o să-l mai las. Am happy birthday, Isaac, data point. Uite-te aici, pe asta lăsăm. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Da, a înregistrat pentru cine poate să găsească. Show me. E frumos. Show me again. E frumos, dar e și trist. Hi. Totodată. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Ce a plăcut la partea? Îți curăță dacă o să mai venim vreodată pe aici. Sincer, că e un loc destul de și de creepy, dar și de, și de asta. Acum o să urmeze să ne caute taică să. Asta e. Bă, atâta se tără încăutate efectiv pentru microfoanele astea, pentru OBS. Deci, mi le-am uitat pe ale mele pe care le-am avut. Și... da, da, numai pe aici putem. Ah, scuze, cum? Am vrut să sar, dar, da. Orice am păsat până ori pe să dai skip, ori pe esc, știi? Ca să continui. Places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. What is that on your face? Nothing. Did you find it down there? Păi parcă a făcut un pic capul mai mare decât ar trebui, sincer. No. Aloy, such things are dangerous. No! Bă, joc de nota 10, sincer, chiar îmi place și vreau să termin story-ul cu tot cu side mission și cu main mission. Deci, na. Stai că încă până acolo tot mai avem. Starting tomorrow, we'll learn to hunt. Mamă, pentru m-am trezit și am băgat pe rapid live-ul ăsta, zic, ce Dumnezeu. Am mai jucat un pic de ăsta, PUBG. Numai că acum ca să trec tranziția asta de pe TikTok, să postăm mai multe episoade cu mai multe jocuri de la RGMP, care știu că vă place foarte mult. Nu prea se uită lumea. Sincer. Fiți deschiși la alte jocuri, pentru că streamerii încearcă orice posibil. Iar un joc nu te poți juca non-stop. Dacă te joci non-stop, e posibil să ajungi la o chestie în care deja te plictisești și nu mai e ok. Dar când ai început să te plictisești, mă înțelegi? Și... na. Fiți deschiși la mai multe jocuri. Că nu tot timpul poți. Numai 5M, adică RGMP, că nu tot timpul ai și acțiune sau ai și failuri sau chestii de genul, că și acum putem să filmez cu 5M, cu RGMP, scuze, dar nu, știi? Stai că era să dau skip din greșeală. Trebuie să mergem să căutăm niște plante. Da, nu prea am plăcut. Uite-te aici. Aia, că încă suntem... Where are we? Ia, n-am vrut să mă uit în spate. The Nora tribe watches these lands and keeps out the most dangerous machines, usually. Mai am un pic mai față că... da, până să ajung aici, până în alta, e un pic cam... aici, cred că. Further down river, we'll find a herd of machines, and I will teach you how to hunt. Are they dangerous?
All machines are dangerous, Aloy. Mă, de ce, ce departe se aud unul de altul? I will be beside you. Da. Hai, boss. L-a dat arcul, dar nu știu pe unde, că săgețile sunt la mine. Așa, perfect. No, Aloy. Such machines are called watchers. You must learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Listen close and do as I do. Stay still. Wait for it to pass. Now keep low. Știi că aș putea să mă loc și să vă arăt mai multe, cum arată de mai aproape, nu? Sincer. Asta pe aici vine. Uite-te cum arată de mai aproape. Băi, băiatule, ce texturi, ce construcție la el, ce bine. Așa nu mi-a smicuț, m-am văzut niște videoclipuri pe TikTok. Puh. Te bați efectiv cu Rabbit, cu Dictai pe ăsta, ia uite-te. Aici pare că fă un pic mai gol. Și se schimbă, mă, se schimbă ăla de la el. O să am un pic de emoții că nu o să mă bat cu ei. That's the last of them. Let's move on. Bine că până să ne batem trebuie să trec un pic story, să mai crească poata, să mai... Na. De pe aici, uite-te numai prin textura asta prin care trecem. Now stay close. That herd should be just ahead. Mamă, caracter și politică mâinile și de alea. Băi, prin jocul vechi. Dar ce vreau să zic, o să jucăm și partea cealaltă. Iar și ne întâlnim cu băiatul. Nu știu de ce impresia că el o să ne învețe să facem parcurs de asta, știi? But why is he up there? Smiling at us. Deb, nu prea zâmbi, dar în fine. Deb, where are you? Ignore him. We are outcasts and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe. And he is a fool. Come now, let's find that herd. Follow. Bă, l-aș putea să-l pun pe ultra, din nou, dar nu văd o diferență, sincer. Uite-te acolo, îți vaci, frate, deci efectiv, sau nu mă, cai. Deci efectiv, cai. There, see them? Deci nu am înțeles. Ha! Get! Ia, s-a speriat, știi? Show you how some machines startle easily if they detect you and run away. They're best approached by stealth. Gata. Don't worry. Okay. Body, ok, perfect. Hai să le luăm pe astea. Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? Do as I say, Aloy, and gather the rocks. I will show you how to use them. Da, bine, normal, nu trebuie așa multe. Follow. Asta nu pot să le iau. S-a gândit jocul unde să mă oprească. Cu ele, bine că acum e caracterul celălalt fuge. Da. Am văzut un leak. Bine, pentru mine e leak. Acum că voi îl cunoașteți asta din următorul joc. De la jocul ăsta. Băi, e nebuneală ce e. O să ne jucăm și următorul. Must be dealt with, or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. Okay. Așteptăm semnalul. Aloy, fall right near me.
l-o omoră direct. Mamă, hai să merg. Băi, deci pentru jocul ăsta e... Harvest the kill so I can teach you how to make arrows. Mă, că trebuie să mă obișnuiesc eu cu tastaturile astea. Hai să luăm pe toate. Good. Now, gather stalks of ridgewood from the plants over there. Mhm. Am nevoie de niște plante de astea. Gata. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads. Hai să ne recraftăm. Good. Okay. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Let's put those arrows to use. Follow. Hai să vedem. Stringer. Stringer la fel. Here. Stay low in the grass. Nice. Aloy, they heard you. Celălalt a fugit. So noisy this time. Mm-hmm. Let's put those arrows to use. Follow. Ah, ok. Mamă, n-am știut că dacă trec înainte mi se întâmplă treaba asta. Te putea auzi. Bine, bine, da. Aloy, follow. Follow? Eu follow you, dar tu follow me? Strider. Ne-am interesat să fac scenele toate, știi? Mhm. Ce cuci de ăsta? Hit! Keep firing. Doamne, le pușca pe ăla, dar nu n-a mers. Dintr-o dată, nu? Hai să vedem ce ne dă. Bine, dar o dată nu... Nu ne dă cine și ce. We train again. What was that? That boy! The one running the brave trails! Follow Aloy, quick! Hai! Că noi oricum pe aici trebuie să mergem, deci, na. Bine, oricum ne auzim, deci la fiecare pas pe care îl facem. Așa că nu-i panică, mă. Hai că el oricum fuge mai repede ca mine. Da, vezi că pe aici pot să folosesc arcul, dar o să fie la un moment dat încât chiar nu o să-l mai pot folosi. Dar și arcul e modificat, dacă vezi. Ia vezi aici. Trebuie să mă duc între ei. Ok, hai să ne pregătim. Slowly, quietly, so I can shoot past.
Mamă, ce mamă. Ce noroc am avut. Ce creepy e. There he is. Hey. What? Nu știu ce mi-e prea să cai în spatele meu. Unde trebuie să-l duc? Asta acum vine după mine. Nu mai pot mișca cum vreau eu. Stai să meargă iar încolo. Posibil. Nu întreba, taci. Bă, dar chiar zbunători ăștia, mă. Ah, ok. Coloros teacher. Teaching, ok. Bring the hand to the fight. A făcut prim achievement. Ceva de pentru să se joace, dar nu. Wait. Oh, mother, bless that girl. Bless you both. Boy! I just want to... Boy! Seal your lips. They are outcasts both. And she is motherless. Come now. Back to mother's heart. Mom, ce-a dat una. That boy should not have spoken to us. It's against tribal law. We'll go home now. Follow. I know the way. Are păr așa, ea poate să vadă. Listen of the wild. Listen. Mă rog, engleza mea. Ce-o dat una cap. Stay away, no mother. Am înțeles. Da, mă, căci că n-are mama. Îi dă oare în cap. I'm for the head, knock the rope in hand, drop your rock. Da, mă. Mă gândesc că, aha. Să comentez.
Nu trece cu o piatră, haide. Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before, that's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? It's not so simple. But they know. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me. It would be dangerous. How? It would take years of training. I don't care. How do I do it? Tell me. The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. A boon? No problem. Yes. Whatever the winner wants. Then I'll do it. Whatever it takes. I'll win the proving. I see. We'd best get started then. Your training will be hard. And it'll take years. Start training. Yes. Follow. Nu am înțeles. Vorbește pe litere mici. Da. Aha. Ești bun ce are aia pe acolo. Cel totuși. Mă, de l-au crescut, mă. De l-au crescut. Da, mă, dar știi că o să vă povestesc când mai încolo. Știi că caracterul ăsta principal a murit, nu? Am văzut episoade. Deci, în viața reală. Din păcate. Nu mai avem... Da. Foarte, foarte greu să mai fie cu un Horizon, știi? Rost? Ce trebuie să apăs? Rost? Rost? Where is he? 2 days before the proving, and he goes off without me? He didn't do that. Man. Opa. He said we'd go hunting this morning. Why isn't he here? Find Rost. Where's he gone to? Ah, ce diferențe, frate. Unlock skill. Am înțeles. Hai să... Cum... Ok. Da, mă. Ia acolo. Păi și cum urc sus? Avem
le avem pe asta. Da, mă, păi posibil să mă rac, mai tu bucățele alea de pe asta. Did you want to be alone? No. We must speak. I've been thinking about your training, Aloy. You've learned to hunt, learned to survive. But I fear there's a lesson I failed to teach you. Would you learn it now? Of course. I'll always learn what you have to teach. There has been some trouble recently. It affords an opportunity to learn this lesson, but it will be dangerous. You must come prepared, or you will die. Descend into the embrace and hunt until you have gathered the parts for fire arrows. Fire arrows? What kind of trouble are we talking about? Once you have the parts, you will meet me there, at the gate beyond the village of Mother's Heart. The North Gate? At the edge of the embrace? Yes. Now be on your way. Anything left? I'll get the parts, but I'm also going to pay Karst a visit. Aloy, that man breaks the law every time he speaks to you. And I'm glad he does. I want to buy a tripcaster, and no other trader will sell to outcasts. Stock it with ammunition, then. You'll find use for that weapon tonight. That sounds ominous. All right. See you at the North Gate. Okay. Bun. Pe unde? Bun, guys. Hai că ne auzim pe data viitoare la un nou episod. Așa că nu uitați butonul de like și subscribe. Și o să vreau să terminăm seria asta, să vedem despre ce e vorba. Așa că nu uitați să apăsați și butonul de share dacă tot sunteți pe aici. V-am pupat. Pa, pa.